Bună ziua, cum a dus și bine ați venit la Papi Kitchen. Azi rămânem încă pe, cum să zic, pe ceva de sezon inspirativ și gustos, natural. Bun, după cum vedeți, am pus aici niște ulei de măsline pentru savoare și pentru să nu se lipească. Pescă. Uite așa. O să fie un gratin. Cum e pentru și copiii vor mânca dinăuntru, nu o să-l condimentăm foarte tare. Dar în schimb ne permitem să punem pe fund niște ierburi aromatice care nu sunt dăunătoare. Trio de bază care mi-a crescut în grădină. Perfect, o să lăsăm și cujile astea, așa? Că au și ele rolul lor. Și acum trecem să vedem ce vom pune. La fund vom pune o vânătă. Scuzați gălăgia, dar după cum știți, eu nu pregătesc nimic dinainte. Deci punem o vânătă pe care o tăiem foarte, foarte subțire, uite așa. Știți că vânăta are gustul mai fat, așa. Noi cel mai mult o mâncăm în copt, după cum ați văzut sau o să vedeți. Uitați. Îmi place satârul ăsta mare pentru că e și ascuțit și niciodată nu risc să te tai la degete atunci când faci ceva rapid. Ia uitați. Deja le punem pe aici, pe acolo. Uite așa. Uite așa. Asta e cam groasă. O să îi mai iau din aia. Ce mai faceți? Ce mai spuneți? Nu uitați că rămân abonat cu drag la cei care s-au abonat și la mine și la cei care au vloguri, dar în schimb nu mai dau comentarii și că la cei care nu dau, e un socializare, spune să vină din ambele părți, nu numai dintr-unul singur. Sunt persoane care nu se ocupă de așa ceva și se uită la videourile voastre, dar câteodată trebuie să ai și nevoie de ajutor. Urmează partea a doua. Aici avem niște roșii babane din grădină pe care le vom tăia și le vom adăuga peste. Ia uitați, nu stăm prea mult la discuție. Bucăți mai groase, așa. Uite așa, punem deoparte și o să le punem pe toate odată. Ați văzut jus ăla de sucul de roșii. Extraordinar, dar roșiile astea trebuie mâncate fără. Fără nimic. Adaug deja puțină sare ca o să iasă la suprafață și uitați. Le punem așa, una peste alta pe aici. Uite așa. Și mai mici și mai mari, facem un strat așa de. Ia uitați ce, chiar nu vine să mănânc una. E 7:30 dimineața. Wow. Foarte puțină sărică peste roșii. După care punem așa armătura. Uitați așa niște ceapă. Perfect. Acum vom pune niște brânză mentală. Nu s-a terminat, rămâne până la capăt. Punem așa să se creeze așa o legătură. Perfect. N-am terminat.
Lăsăm tot așa. Am aici niște ardeiași. Chiar dacă într-o parte e vătămat de cine știe ce. Oh, se mișcă și camera. Camera, ce faci? Uite așa. Ia uite, punem și pe el. Așa pe aici. Pentru gust natural. Vine să nu mai zic bio, că bio conține chimicale totuși, în limita reglementărilor impuse de țara respectivă. O țară impune mai mult, o țară impune mai puțin. Țările africane, no limit. Ok, după care ia uite să avem aici. Oh, un dovlecel! Asta este prețios, dovlecelul ăsta, pentru că este alb și în Franța nu vrea să face dovlecelul ăsta alb. Îl punem direct și pe el, așa, un strat. Uite așa. Perfectos. Da. Deci bio nu mai folosesc, folosesc natural. Bio folosesc când într-adevăr e cumpărat din magazin și scrie că e bio. Uite așa. Ia uitați cum am făcut. Ia uitați. Perfectos. Puțină, foarte puțină sărică. Am așa niște bazilic în francez, în românește busuioc. Perfectos. După care vom pune din nou brânzică rasă. Ia uitați. Nu pun ou, nu pun nimic, nici cremă, nici limonare, niciun rost. Brânza este neutră și își lasă aceste legume să își dezvolte savoarea și parfumul fără să le altereze. Ok? După ce le băgăm vreo oră la încetişor, așa la 180 de grade, și am făcut un gratin pe cinste din care mănâncă toată lumea. Ia uitați ce roșie! Anul acesta roșiile sunt foarte, foarte gustoase, excepțional de gustoase. Absolut minunate sunt. Slavă Domnului și mulțumim lui Dumnezeu că ne dă de toate. De-aia vă îndemn și pe voi, la curte cu voi, la grădină, puneți, distrați-vă, amuzați-vă. Asta este bucuria care trebuie să se nască în gânduri și în inima fiecărui român. Nu stat în fața televizorului, pierdut vreme cu agitări, cu, vedeți, am tăiat bucăți mai groase, nu, cu agitări, cu ce mai spune ăla, ce mai spune ăla. Uitați-vă mai mult pe internet la video precise, video de specialiști, video de oameni care sunt cu Dumnezeu, care sunt cu sinceritate, care sunt cu sunt vesel, care sunt cu bucurie. Nu mărșavi care încearcă să profite și să exploateze. Bună ziua! E reclamă? La ce este reclamă? Ce faci tu, dragoste frumoasă? Ce faci că tu aici? Vrei în brațe? Vrei să stai aici să vezi ce fac? Ia uitați! Mai adăugăm așa alte plante aromatice. Perfectos. Uite așa niște ceapă verde. Perfectos. Puțină, încă puțină sărică, bă, deasupra, uite așa.
Sper să nu iasă prea sărat, dar nu cred. Și acum, ia uitați, adăugăm, uite așa, cimentul sănătos. Nici prea mult, nici prea puțin, am pus în total 200 de grame. Pentru 6 persoane, wow, wow, wow! Și iată că ajungem la cap și ați aflat și rețeta. Asta sunt eu, nici nu vreau să copiez, nici nu vreau să mă agit prea tare. Să le pun... V-am mai spus că nu cred că cineva care pune, vă prezintă tot la început, nu mai adaugă nimic în preparatul lui. 100 în 1000 mai adaugă și nici nu vă spune, ok? Și de-aia nici nu vă iese mult niciodată. Eu fac lucruri și vă îndemn, vă dau o idee ca să faceți, să faceți și voi. Plecând de la o bază, făcând după imaginația dumneavoastră. Sau a voastră. Ok? Nu uitați, îmi place că englezii tu și vu e împreună, să nu se mai facă distinție, pentru că eu găsesc că tu apropie când vorbești cu cineva cu tu. Bine că nu e frumos că suntem învățați ca să respectăm, dar asta erau comuniștii care ne învățau în felul ăsta, ca să ne supună și să fim supuși lor. Normal, orice individ, după ce se naște, are aceleași drepturi și egale în drepturi cu toți ceilalți. Păi, o să revenim la sfârșit. Ciao, ciao! Iată gratanul cum a ieșit. Foarte puțină apă și-a lăsat. E normal, pentru că legumele sunt pline de apă. Nu e ars. E excelent, miroase a natură, miroase a primăvară, era să zic. A toamnă mai degrabă. Wow! Wow, wow, wow. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere, o să vedem în farfurie.